macarons sunt cele mai iubite prăjituri franțuzești din întreaga lume, chiar dacă par foarte simplu de făcut, având în vedere numărul mic de ingrediente de care avem nevoie, nu multă lume se poate bucura de succesul preparatului. De aceea, în materialul următor vom prezenta câteva secrete pentru a prepara cele mai delicioase macarons. Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi am zis să ne îndulcim puțin și am trecut prin laboratorul Oanei Butnărescu, care ne va prezenta cea mai delicioasă rețetă de macarons. Bună ziua, Oana! Bine te-am găsit! De ce ingrediente avem nevoie pentru a prepara macarons? Bună și bine ați venit! În primul rând, pentru macarons, cel mai important și cel mai scump ingredient este făina de migdale. Făina de migdale trebuie să fie o făină foarte fină, o pudră de fapt, ca să iasă acel macaron fin, lucios și gustos. Așa, pe lângă făina de migdale, foarte importantă este bezeaua. Noi vom prepara astăzi un macaron cu bezea franțuzească. Mi se pare cea mai, nu neapărat cea mai simplă, dar cea mai rapidă, ca să spun așa. Mai avem nevoie de zahăr pudră și zahăr tos și colorant. Ne poate ieși rețeta din prima? Dacă aveți foarte mult noroc, da. Mie mi-a luat aproape 3 ani ca să reușesc să scot un macaron perfect. Pentru că sunt foarte multe chichițe, foarte multe secrete, ca să-l putem face să fie perfect. De unde ai învățat să faci macarons? În primul rând am încercat acasă primele dăți, nu mi-au ieșit, au fost un eșec total, ieșeau ba strâmbe, ba nu se coceau, ba crăpau, au fost foarte multe, foarte multe probleme. Am urmat un curs la București, un curs de special pentru macarons, un curs expres de o zi. Și după aia am venit acasă și am început să fac singură din nou. Dar bineînțeles, socoteala din târg nu este aceeași cu cea de acasă. Am întâmpinat iar alte probleme și de atunci am început, chiar și după curs, am început să mă documentez din tot ce găseam pe internet, pe grupuri, pe la alte cursuri, pe la alți pastry chef. Toate detaliile pe care le găseam, le luam și le introduceam la mine acasă, de fapt, la început, că am început acasă. Și ulterior am reușit să fac macaronsul perfect, dar acum recent, adică mi-a luat vreo 2 ani jumătate, aproape 3, ca să reușesc să fac un macarons cum trebuie. Vom începe cu pudra de migdale și zahărul pudră, pe care trebuie să le amestecăm și să le dăm prin sită de aproximativ 4-5 ori pentru a reuși să facem o pudră foarte, foarte fină. Așa, ăsta este primul pas, este cel mai important și durează cel mai mult. De aceea este foarte important ca bezeaua să nu fie făcută dinainte. Aici avem pudra de migdale, iar aici avem zahărul, pe care le vom da ușor prin sită. Durează. Pasul acesta durează cel mai mult. Dar dacă nu este făcut, dacă sărim peste el, nu va ieși ceea ce trebuie. Spune-mi dacă mai ții minte primul desert pe care l-ai pregătit. Cred că a fost o tartă cu vișine. Era preferata mea de când eram mică și mi-a arătat bunica și cu mama. Amândouă aveau o rețetă care îmi plăcea foarte, foarte mult și am început să o fac. Și de fiecare dată când aveam timp să o fac, duceam și colegilor de la liceu. De când m-am hotărât, de fapt, să urmez domeniul ăsta, am undeva la 12-13 cursuri de perfecționare pe toate, pe torturi, pe macaron, seclere, prăjituri, toate, cozonaci, chiar acum recent am fost și la un curs de cozonaci. Ne pregătim pentru Paște și vrem să iasă totul ca la carte. Cât de mult ajută un astfel de curs? Care sunt beneficiile lui? Cred că în proporție de 70-80% este cursul, pentru că sunt foarte multe informații pe care pe internet nu le găsești. Și având în vedere că atâta timp cât mergi la un curs de perfecționare, lucrezi cu un pastry chef care știu despre ce este vorba, îți mai spun un secret, îți mai spun un detaliu, ceva pe care nu aveai de unde să-l știi pe cont propriu sau să-l afli doar citind pe internet. Iar restul este practica.
pentru că fără practică nu iese nimic. Momentan vom da făina amestecată cu zahărul, le vom da la o parte și vom începe să amestecăm bezeaua. Un pas important este să punem 2 grame de zahăr ca să de sare, pardon, 2 grame de sare ca să iasă bezeaua pufoasă. Așa. Vom lua mixerul și vom începe să mixăm. În momentul în care bezeaua începe să se spumeze, adăugăm treptat zahărul. Are vârfurile, vedeți cum rămân aici în bol. Se ridică și stau. Ok. Iar acum putem adăuga colorantul. În regulă, bezeaua este gata. Din ce spuneam, uitați vârfurile cum rămân în momentul în care ridicăm paletele. Vom incorpora bezeaua în pudra de migdale. Treptat. Aici un alt pas important este macaronajul. Trebuie amestecat doar într-un singur sens, nu trebuie agitat foarte tare compoziția. Ce se poate întâmpla? Se lasă și nu mai cresc macaronii sau crapă. Adăugăm și restul de albuș. Și la fel, continuăm macaronajul până devine o pastă omogenă. Cât de important este ca persoanele să folosească gramajul perfect? La macarons este cel mai important. Adică dacă la o prăjitură mai poți să mai scapi 2-3 grame de zahăr în plus sau în minus, la macarons este foarte, foarte important ca orice gramaj să fie respectat, pentru că sunt foarte pretențioase. Și dacă are prea mult albuș sau prea mult zahăr sau prea puțin, nu vor ieși ce trebuie. Și la penultimul pas, ca să-i spun așa, am pregătit poșuri cu duiuri rotunde, iar acum le vom turna pe tăvițe, tăvițele având preșuri de silicon. Siliconul este cel mai bun conductor, ca să-i spun așa, pentru macarons. Bun, acum tehnica. Trebuie ca duiul să fie perfect perpendicular. Strângem
În momentul în care am ajuns la mărimea dorită, ne-am oprit și am făcut bucla. Repetăm. Acum, un alt pas important este să le batem, pentru că trebuie să iasă toate bulele de aer din ele. Uite, aici, spre exemplu, o bulă. Aici a fost o bulă, acolo este altă bulă. Dacă vor rămâne bulele de aer în ele, vor exploda. Și le batem ori cu podul palmei, ori de masă, însă este o gălăgie foarte mare. Așa că prefer să le bat așa. Iar în același timp ele se și nivelează. După această tehnică se lasă la uscat timp de jumătate de oră. Foarte importantă este însă și coacerea, care diferă în funcție de cuptorul pe care îl folosim. Se țin la cuptor aproximativ 18 minute la temperatura de 135 de grade Celsius. Între timp trebuie pregătită crema. Vom face un ganaj de ciocolată albă. Avem nevoie de ciocolată albă. Aceasta este o ciocolată albă belgiană și frișcă. Este o frișcă lichidă pe care o vom înfierbânta și o vom turna peste ciocolată. Iar la final vom pune și o linguriță de unt ca să fie mai cremos și mai stabil. Următorul pas este să turnăm frișca fierbinte peste ciocolată și să o lăsăm să se topească ciocolata în tihnă, în frișcă, fără să amestecăm în ea. Așa, să o cuprindă pe toată, iar în 5 minute este bună de amestecat, de omogenizat și de băgat la frigider. Macaronul este în cuptor, mai sunt 2 minute până trebuie să-i scoatem, iar acum vom mixa ganajul pe care l-am făcut mai devreme, peste ciocolata albă, peste care am pus frișca fierbinte și, după cum v-am zis, și un cubuleț de unt. Le mixăm bine până devine o cremă omogenă și tare și după aceea, după ce vom scoate macaronul din cuptor și se va răci, vom putea să-i umplem. Am făcut câțiva, le-am găsit perechea, trebuie să fie de aceeași mărime, iar acum îi vom umple.